Administrația lugojană acordă o reducere substanțială din valoarea chiriei celor care își curăță pășunile închiriate. Reducerea intră în vigoare după ce solicitanții prezintă dovezile necesare în acest sens. Pășunile scoase la licitație în Lugoj, Tapia și Măguri se închiriază pe o perioadă de 7 ani. Din suprafața totală pusă la dispoziție au fost adjudecate până în prezent aproape 343 de hectare. Acolo unde a fost un singur candidat, s-a făcut încredințare directă la 450 de lei pe hectar pe an. Unde au fost mai mulți candidați, licitația s-a organizat de la 450 de lei pe hectar, cu un pas de 10 lei. Pentru cei care pot dovedi că au curățat pășunile ce necesită anumite lucrări de regenerare și întreținere, se acordă o reducere de 70% din valoarea stabilită a chiriei din anul următor. În prezent, primăria Lugoj mai are libere 298 de hectare de pășune pe teritoriul localităților aparținătoare Tapia și Măguri.